Salvat la timp a fost și un bebeluș din China. Oamenii au auzit plânsetele copilului venind dinspre o toaletă publică. Au alertat polițiștii, iar aceștia au intervenit imediat. Nu a fost însă deloc o misiune ușoară. Bebelușul era prins în țeava de evacuare a toaletei, iar agenții se temeau să nu îl rănească. Până la urmă, cel mic a ajuns teafăr în brațele salvatorilor, iar de acolo la spital. Medicii au stabilit că este sănătos, dar îl țin totuși sub supraveghere. Anchetatorii încearcă acum să dea de urma femeii care l-a abandonat.